Ultimele produse în care au fost depistați conservanți cu nivel ridicat de oxid de etilen sunt 4 sortimente de înghețată Milka. Producătorul polonez a anunțat că retrage de pe piața din România câteva loturi și a dat termen cumpărătorilor să le returneze până pe 8 august. Aceleași probleme le-au avut și un desert cu bezea marcă proprie, comercializat în unele magazine din rețeaua Cora, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Consumatorii nu trebuie să mănânce produsele, ci să le returneze. A fost depistat în mai multe produse. În ultimele 2 ore a apărut în înghețata Milka, în peste 195.000 de produse, atât sunt loturile incriminate, prezența unui aditiv în care a fost identificat oxid de etilen. La nivel european s-a constatat încă de acum câteva luni o îngrijorare a acestui aditiv, a susanului și altor produse provenite din țări terțe. Cu doar câteva zile în urmă, mai multe sortimente de înghețat au fost retrase de la raft din aceeași cauză. Autoritățile sanitare din România au fost informate prin sistemul de alertă rapidă și au verificat imediat distribuitorii produselor suspecte, care au fost retrase de la vânzare și distruse. Cei care au cumpărat astfel de produse trebuie să le arunce sau le pot returna magazinului și își vor primi banii înapoi. Oxidul de etilenă e un compus chimic toxic care poate produce efecte cancerigene dacă e ingestat pe perioade lungi. Oxidul de etilen poate să fie foarte toxic atunci când este prezent în cantități mari. Pe termen lung există un risc de apariție a unor forme de cancer. Oxidul de etilene e un gaz inflamabil folosit în amestecurile sterilizante și conservante din anumite alimente. Aceste amestecuri sunt importate în mare parte din țări din afara Uniunii Europene, care nu au aceleași reglementări privind cantitățile de oxid de etilenă folosite. Primele produse care au atras atenția autorităților în țările europene au fost batoanele de susan și condimentele, șerbetul și înghețata.